Astăzi, în sala Virgil Ogășanu, a avut loc ultima ședință a Consiliului Local din Drobeta Turnu Severin. Peste 20 de proiecte importante au fost cuprinse pe ordinea de zi, printre care și banii acordați comunității, atât unităților de învățământ pentru burse, reabilitare și agent termic, cât și pentru încălzirea întregului oraș. În cadrul ședinței din sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu a fost convocat Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. Specific acestei perioade, întâlnirea a debutat cu un program de colinde, cântate de o tânără interpretă din orașul nostru. Fiind ultima ședință ordinară de Consiliul Local din acest an, primarul municipiului Marius Creciu a vorbit despre buna colaborare existentă între consilieri și reprezentanții primăriei. Sute de proiecte au fost aprobate pentru a crește nivelul de trai al cetățenilor. Acum, la sfârșit de an, țin să vă mulțumesc pentru toată activitatea depusă în acest an. Au fost multe lucruri pe care le-am făcut împreună, multe proiecte aprobate și toate spre binele municipiului, spre binele orașului. Încă o dată țin să vă mulțumesc în cel mai sincer mod. Sunt convins că și anul viitor vom continua la fel, cu aplicarea asupra proiectelor cetățenilor municipiului Drobeta Turnu Severin, pentru că lor ne adresăm în primul rând orașului. Ați văzut, ne mișcăm, este și meritul dumneavoastră, nu numai al meu, vin și eu cu idei, vin cu soluții, le-ați văzut în proiectele de hotărâre, v-ați consultat și ne-am consultat în comisiile pe care le avem la primărie. Lucrurile au ieșit bine, totul spre binele cetățeanului. Datorită implicării autorităților locale, anul acesta municipiul Drobeta Turnu Severin este unul dintre cele mai luminoase orașe din țară. Am văzut, avem unul dintre cele mai frumoase și iluminate orașe din țară și nu spun cuvinte mari. Chiar sunt lucruri care plac ochiului și plac cetățenilor. Spuneam și într-o altă discuție că e un mic efort pe care îl facem noi, ca și Consiliul Local, ca și Primărie, să mai îndulcim momentele astea dificile prin care trecem cu toții, să bucurăm copiii noștri, să bucurăm bunicii noștri și, până la urmă, să ne bucurăm și noi. În cadrul ședinței s-a stabilit, în cazul persoanelor juridice, o majorare a prețului agentului termic față de ultimii 6 ani, având în vedere actualul context. Am avut câteva proiecte importante, printre care și banii pe care i-am primit de la guvern și pe care i-am dat către comunitate. În primul rând, banii au mers către școli. Am acoperit în acest moment toate cerințele pe bursele școlare cerute de fiecare școală în parte. Cei care au cerut în momentul acesta nu mai avem nicio datorie. Iar la școli au mers bani pentru încălzire, am dat și bani pentru reabilitare, acolo unde la fel ni s-a cerut și a fost nevoie, la încălzirea orașului. Ai ce să faci cu banii, important este să-i primești. O veste mai puțin bună pentru persoanele juridice o reprezintă faptul că am mărit în acest an, după 6 ani în care am păstrat la fel, am mărit puțin taxele pentru persoanele juridice, având în vedere și costurile pe care le avem în acest moment, au crescut tot ce înseamnă utilități și
primăria nu mai poate să acopere, să rămânem la aceleași taxe. Pentru persoanele fizice, pentru cetățeni, nu au crescut în acest an, le-am păstrat la nivelul anului trecut, ușor mărite cu inflația, pentru că ne obligă legea. Urez tuturor severinenilor un călduros la mulți ani, multă sănătate și să trecem cu bine în anul care vine. De asemenea, au fost aprobate proiecte privind rectificări de buget. Astăzi am avut o ședință ordinară a Consiliului Local Municipiului Drobeta Turnul Severin, ultima pe acest an. Pe această cale vreau și eu să mulțumesc în primul rând tuturor consilierilor locali pentru faptul că, iată că într-un an de zile am reușit împreună să adoptăm proiecte importante pentru severineni, importante pentru comunitatea noastră. Este important și este vital, aș putea spune, ca în momentele importante în administrație, indiferent de culoarea politică, toți care sunt implicați ca să-și dea mâna pentru a promova proiectele care sunt de interes pentru noi toți. Iar pe de altă parte vreau să mulțumesc și aparatului de specialitate al primăriei municipiului Drobeta Turnul Severin pentru că și-au făcut treaba cu corectitudine, cu seriozitate și toate punctele care le-am avut pe ordine de zi în acest an au fost întocmite conform dispozițiilor legale, iar pentru asta vreau să le mulțumesc pentru că și-au dat interesul. În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin a dorit ca fiecare asociație de locatari să beneficieze de agent termic, indiferent de datoriile avute.